ți-am zis că nu te sancționează, nu a favorizat pe nimeni. Când am fost de sancționat, mi-am luat. Ba, da, bun, am greșit, dar nu mai spune că faci. Cine mi-a dat revive, mă, frate? Dar nu trebuia să-ți dai revive. Da, nu trebuia să-ți dai revive. Că-i valigul mă ăla acolo. M-a luat în carry, m-a dus în aer și mi-a zis că am greșit și că îmi dă asta formă. Păi și atunci, ia-te de el, frate, nu mai spune că mă favorizează pe mine, că nu mă favorizează. Ce ăla, văd, mi-au fost, mi-au mașină, ce să-mi iau, mă, că e stoc zero la tot. Bă, bă, animalule, stai că intri în mine, nici nu... Ce Tokyo Drift să faci tu, bă, cu răgălia aia ta? Uite-l pe ăla să răstoană, drag. Vezi că face, fraiere. Da, mă, faci. Stai, face bine. Probleme. Face probleme. Face programări în service, să-mi bag pula. Aud, ce faci? Fii urtă și pe asta. Am murit cu ea. Cu ea să vezi mare față ce s-a... Ba, bun, no, no. Să-mi bag pula. Se lovește ușor. Oi, revine. Stă ușor speriat. Bă, ce s-a întâmplat, bă, mâncați aici gura ta? Bă! Bune. Păi ce faci, mă? Ce fac? Păi te pui frână așa și... Eu pe frână mergeam normal și ai intrat în mine, ce ți-am făcut? Bro, fii atent, ca să înțelegi, să nu ne spun, hai să facem cumva, să fie bine pentru amândoi. Păi tu n-ai nimic, am de pacțiune, bă, nebunule. Ce ai, mă, vorbe? Dă-te jos, hai, dă-te-vă jos cu mine sus amândoi. Ia. Ce pula mea face asta? Bă! Ce? Bă, n-ai vorule, intri în mine și mă iei cu mine, poți să-ți vezi că vorbește mortul. Mă, ce? Stai că mă au pe joc. Aha. Stai să-mi dau stof, mă au pe joc cu ai. Ia uite-i pe ăștia, mă, mâncați aici gură. Bă, da, îl iau cu mâine. Mă, nimic. Ce curt. Plecăm, hai, hai. Îl iau cu mâine pe sus, lejer, omul meu să dă jos din mașină și-mi trage glos, mă, mâncați aici gura ta. Oaaa, lejer, a avut el, noroc că n-am avut eu glanță, nu știu cum dracului n-am avut glanță. Da, că ăsta stă ăstea aici, acasă. Degeaba, degeaba. Ia și tu o îmbrăcăminte de tine. Fă, stai că fac eu tichet, că apă. Nu fă, că după aia să mai cu tichet roleplay. Păi ce roleplay e ăsta, frate, ce roleplay e ăsta, am pula mea cu roleplay-ul. Las că faci. Fă tu, că oricum nu pot, că staff, că nu sancționez în tichetul meu. Faci Vali, cum ești? Ce să fac, frate, am venit și o să fac un roleplay cu mafioții mei. Da, stai așa să-l trag. Și vezi filmezi? Că asta... Filmezi? Nu. Păcat, stai așa să-i dat, TP2207. Salut! Mi-a arătat, cicare băiatul ăsta, o filmare cum ați făcut Nofir. Ok, ți-a arătat și continuarea când a vorbit mort? Vreți că nu am vorbit mort, voi chat-ul este, este buguit, înțelegi? Nu e buguit voi chat-ul. Ba da, e buguit, e buguit. Păi și eu nu mă aud când mor. Bro. Eu mă aud când mor. Ascultă-mă o secundă, lasă-mă să explic. Deci, eu când uneori intru pe server, nu știu care e faza, că e de la Windows sau de la servere, sau de la 5M propriu zis. Ce-a făcut, m-a plecat adminul? Nu, scun o clip. Știu. Dar văd o chestie. Stai puțin, înainte să continui. Ampii, sunteți în poliție, nu știu cum aveți voi grade de poliție. Da, și mă rog, ampii aveți și arme sub 8 ore, sub 15 ore. Tu ce ai 8 ore, el are 3 ore. Cum mă, sub 15 ore, mă? Cum? Nu erau 10 ore? Ăsta 5 ore? Nu. Dacă citești regulamentul, poți să vezi acolo. Dar e super administrator. Da, noi, știu că e super administrator. Dar n-are treabă, bro, cu poliția și cu asta. N-are treabă. Dar mă refer că atât... Da, spune. Scuză-mă, continuă-ți ideea. Nu, mă refer că ai arme... Nici nu știu cum ai rancul de poliție. Intrat după mult timp pe oraș. Da. Ok. Dar faza este că voi n-aveți orele necesare. E mai bine asta. Să spargem gașca, îți iei revive și nu și-a nevoie sancțiune. Dar el și-a staff-form. Da, gen, ți-ai luat staff-form dacă ar fi acum să se sancționeze. De ce zici, Vali? Merem pe suport? Și asta vă zice. Nu, frate, lasă-i în pace. Dacă vreți, okay. Putem să-l sunt cu revive. Hai, spor. Ok, nu mai sport. Faceți nofir, vă rog eu frumos. Spor, Vali, la urmă. Știi ție, bălărie. Așa. Salut. Ia zi, frate, de ce îți dai revive? De ce faci tichet? Bine, și-o dau, mă, revive. Stai săgeată. Bă, stai așa un pic, bă. Bă, nu noi. Opa. Nu. Opa. Ce ne-a pe avea ăla? Ce opa, mă?
Ce, mă? Cui, ce tocmai se întâmplă, gen? Care trage, mă? Păi, n-ai văzut cum a dispărut ăla în fața voastră? Ba da, gen, dar ce pot să-i fac? Ce, mă, spui Vesta? Ha, mâine sus, mâine sus, jos, jos, mâine sus. Mâine sus. Mâine sus. Mâine sus. Opa, bă, 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 ce ai, mă? Mâine sus. Cui, ce faci? Pe ce a făcut, bă? Stai, mă, mâncați, ești, ce faci ăsta, bă, că nici nu l-am văzut, că mi-ați că eram în inventar, bă, mă, am ridicat mâinile și mă omoară, bă! Păi, bă, le-am zis mâinile sus, frate, și nu vor, ce, ce? Bă, animal prost! Iau cu mâinile sus și nu vor! Ce, mă, pe ce, nu vezi că-s cu mâinile sus, ești bou! Păi, stai în genunchi, stai în genunchi! Na, uite, ce nu mai fac, mă, nimica, nu mai fac nimica! Hai să plecăm! Bă, ești tort, ești, stai, mă, stai așa puțin. Băi, bă, Roberto, unde ești, băi? Ăsta-i bolon, mă, cred că-l scot din stau. Bă, 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 ăla-i idiot, e bătut în cap, mă uitam în inventar după gloanțe. I-am explicat de 10 ori, trebuie să oferi măcar o șansă la ori. Roberto? Ia cheamă-l, ia trage-l în coa, ia trage-l în coa, că mă ocup eu de-alea, trage-l în coa. Chem acum. Trage-l în coa. Vezi că Andrei face etichete și dă direct revive și după plan. Da, 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 am văzut și stai așa. Tu, era șoferul aici. Stai puțin. Stai puțin. Bă, ia dă-te jos din mașină, gata. Tu ești în staff? Da. Tu ești în staff, da? Și tu ai habar de regulamentul de pe serverul ăsta sau regulamentul general? Da, păi te-am luat cu mâinile sus și am văzut că nu le-am ascult. Ok, și tu înțelegi că atunci când un om, când îl iei cu mâinile sus, trebuie să-i oferi o șansă de a ridica mâinile, nu trebuie să tragi după fix 3 secunde. Eu eram în inventar, nici măcar n-aș știu că vorbești cu noi, că se băteau 4000 pe aici. Ne-ai luat... Da, mă, da. Păi și ce problema am eu că ai fost în inventar? Eu ți-am deschis mâinile sus. Da, și nu am deschis nimic. În cazul care omul vine cu o armă, înțelegi, când tu stai cu arma pe el, se consideră un ofir, tu ți-ai revive în cazul în care tu moară la așa jailban etică sau ce sancțiune așa. Te-am omorât că am văzut că opritea cu da, motorul. Da, și după aia am ridicat. Ok, și dacă opresc ea cu motorul, ce vină am eu? Învață regulamentul. Știu ce urmează să facă. Dar nu e vorba că ce urmează să facă. Dacă tu ai o filmare și ai o chestie solidă pe care demonstrezi faptul că ei nu au, că tu nu ai greșit, îi sancționează și ai să vezi că nu o să ți nu o să întâmple absolut nimic. Bun, și eu pe tine la cu mâinile sus. Da, și am ridicat mâinile. Imediat am ridicat după 3 sau 4 secunde mâinile și imediat am venit la glumă. Frate, am ok. Și dacă eu ți arăt pe filmare cum am ridicat, este fondatorul de față cu tine, îți iei sancțiunea asta, frate. Bun, fii atent, bă, tu erai cu mâinile jos. Eu ți-am zis, bă, ridică mâinile sus de două ori. Ți-am zis, apoi când ai ridicat, ți-am dat glonț. Da, mi-ai zis o dată, ridică mâinile. Eu n-am știut că vorbești cu mine, eram total cu spatele, n-am avut nicio interacțiune, nimic, eu nici n-am știut că erați acolo. După aia m-am întors la tine, a ridicat mâinile, direct în mine ai tras și a doua oară, eram cu mâinile sus. Că tu, bă, vorbești serios, chiar nu aveai mâinile ridicate. Să mor eu, mie pe filmare mi-a arătat cum am stăteam cu mâinile sus. Bun, mai e pe suport că nu sunt. Nu, lasă-l în pace, bă, Roberto, nu-i vorba de chestia asta, că omul nu trebuie să am. Trebuie să înțelegi că dacă ești mafiot, îți asumi faptul că poți face multe greșeli și mai ales că asta trebuie să fii mult mai atent, nu trebuie să te bagi în dispute de genul așa, de dragul de a fi. Încearcă să fii puțin mai atent. Bun, și tu, Roberto, nu mă mai la închei în cât timp vezi că e un roleplay. Păi, da, nu, păi lasă. Nu era rol, era fail, da, e faza. Nu, Roberto, lasă. Eventual dacă e după aia să faci un ticket, nu-i mai lua. Ia vine. Exact, după mă iei, frate, dar lasă-mă să-mi continui. Chiar dacă am greșit, lasă-mă să continui. Roberto? Da. Dă și mie, te rog frumos, niște gloanțe de navi, că nu am, frate, nu știu. Niște? Gloanțe de navi. Să vezi ce le rău pe ăsta la pula. Care era? Tot ăla? Bă, dar nu ți-e rușine, mă, așa puțin. Bă, dar nici îmi dai TP. Bă, dar nu ți-e rușine. Băga mea și pula să-mi bag. Ba, nu, 1420. Bă, frate, nu, Roberto, nu-i dau. Nu-i dau bani, trage la cei, dai remove, faci ce vrei, că mă scoate de miz. După ce că e nesimțit, face fail și așa mai departe, să-mi bag pula. Bă, am zis, bă, face, Roberto. Bă, coaie, ți-am zis că nu te sancționează, nu a favorizat pe nimeni. Când am fost de sancționat, mi-am luat. Ba, da, bun, am greșit, sunt aici. Da, am greșit. Dar nu mai spune că faci. Cine mi-a dat revive, mă, frate? Dar nu trebuia să-ți dai revive. Da, nu trebuia să-ți dai revive. Că-i acolo. M-a luat în carry, m-a dus în aer și mi-a zis că am greșit și că îmi dă asta formă. Păi și atunci, ia-te de el, frate, nu mai spune că mă favorizează pe mine, că nu mă favorizează omul. Bă, nu. Doar a vrut să-ți atrag atenția că ai făcut multiple greșeli, că din ce am înțeles ai mai greșit și în trecut. Nu e vorba de mine. Ai văzut că nu am vrut să sancționeze nimic și nu vreau în continuare, că nu urmăresc. Da, mă auzi? Da, zi. Treaba aia cu trusă, treaba aia cu... nu oferi șanse egale la rol, pe ce sunt alea? Și plus reclamațiile de pe Discord, tu vrei direct out? Ce reclamații de pe Discord ia? Frate, e fondatorul și face treaba, înțelegi, ascultă-ți și pe el o secundă.
reclamații că am plecat de la tichet, că mi-am băgat un mod de grafică și îmi dădea crash într-una. Păi trebuia să stai până la finalul tichetului, asta nu e problema aia noastră. Aia e și chestia, păi am plecat de... Nu am plecat, mi-a dat crash într-una, că mi-am băgat mod de grafică. Vito a fost acolo cu mine pe suport, pentru că mi-a băgat modul de grafică, ca să mi se miște pe mine jocul și mi-a luat crash în continuu. Bun, aia cu tursa, da, n-am știut. Uite, aia n-am știut, o greșeală. Da, zi, îmi cer scuze. Știi să îți cer scuze. Și să nu mai fii, nu știu, abar n-am, să fii sfidător. În fine, frate, da, Roberto. Dar nu mi se pare chiar așa să mă iai. Am greșit, bine, mă tragi, dar după ce continui tot, după ce gata tot, frate. Bă, înțeleg, s-au greșit din ambele părți. Încearcă să nu, eu doar atât am vrut să zic. Ai văzut că nu am încercat să te sancționez, n-am încercat să fac nimic și asemenea nici el. E fondator, are multe pe cap, asemenea și tu ai ca staff, fiecare le are pe ale lui, știi? Dar nu favorizează, crede-mă, nu favorizează. Dacă sunt de sancționat, sunt de sancționat, este super simplu.